Șoferul teribilist nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a ieșit în afara părții carosabile. Tânăra care se afla cu acesta în mașină a fost rănită, fiind transportată la spital. Accidentul a avut loc în localitatea Scoarța. Șoferul neatent s-a ales acum cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii rutieri au constatat faptul că în timp ce se deplasa cu un autoturism din direcția Scoarța către Târgu Jiu, un tânăr de 20 de ani din comuna Hurezani nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a părăsit partea carosabilă. Iar ca urmare a acestui incident, o tânără de 19 ani din Târgu Jiu, care se afla în autoturism pasageră, a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiune de vătămare corporală din culpă. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.